Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Sunt aici la stația CFR Constanța din nou în 2024 și vom face un video ceva mai special, așa că haideți să dăm drumul. Data oricum este 13 iulie 2024, ora 19:16. Haideți că aici deja e un tren, ăsta e de sezonier Mangalia București. O trecut și altele, eu la ora asta am bucat să ajung, dar țin să menționez că mâine e ziua mea, 14 iulie, o să sărbătorim și aia ca lumea, așa cum trebuie, o să aveți cadre și de cu asta, oricum să fac probabil și un live, nu știu, vedem. Oameni sunt, vedeți, călători, turiști, pleacă acasă, dar nu o să merg într-un loc special, în care mi-am dorit de mult timp să mă ajung, așa că da, haide, haide. Na bun, fraților, haideți că aici suntem. E practic Dorari Mall, care e pe partea aia dată, stația de autobuz e aici, alt autobuz acolo. Ați văzut că am venit cu busul de la stația CFR, așa că merem la liniile ferate aici care trec. Farfarul cu cisterne. Au venit probabil de la zona industrială de aici, de la port. Haideți că ne uităm la tabelă, trebuie să vină Mangalia Constanța aici. Și ăsta e de Sibiu. Acum vine Sibiu, uitați acolo. Vine Sibiu, aveți video cu ea, vă recomand. Bun, bye bye. Na, bun, haideți că e o zonă faină aici. Deși nu e foarte rapid, cred că trebuia să mă duc mai încolo, că de acolo venit mai rapid, da. Nu știu, aici avem un pasaj sus, acolo este o traversare rutieră. Și na, stăm o vreme aici până mai prindem câte ceva. Cred că trebuie să mai vină și în direcția spre Mangalia. Haideți că vin și o pasarelă. Mai urcă oamenii normal, no. Poate trece, dar mulți trec pe acolo jos. No. E cam ilegal. Ce se poate lua multe trenuri, numai că pe la ora asta nu prea mai sunt trenuri. Cred că o să nu una sau două, după aia mai merem să vedem cum e în zona asta.
Haideți că vine trenul. Constanța Mangalia Regio. Dă-i. Haideți că mai vine un tren. Nu, glumă, aici chiar că este de mișcare. Haideți că vine mai farul. UBB Taurus. Aici urmă-i portul, deci este mișcare și de marșă, nu numai de călător, așa că dă-i. Da, sigur. Bun, haideți că cam atâta va fi de aici. Sunt și harta. O să vină autobuzul și o să luăm. Mâine continuăm, mâine e ziua mea. Haide. Haideți că am sosit înapoi, e 14 iulie, e ziua mea, la mulți ani! Două unități, ce tare. Ăla se manevrează. Era tren de Iași-Galați. Sau nu, ăsta, Galați-Constanța.
manga, ia. Trenul, frate, aici nu glumă. Na bun, haideți că mergem. Na, n-am vrut să încăut. Niciodată n-am fost aici de ziua mea. Acum, uite că suntem și petrecem ca lumea. Să duci și răsăritul, soarele a fost super tare pentru prima dată la mine. De aici au coborât oamenii. Și să coborăm la Costinești, nu coborăm aici. Da. No, nu știu ce e, trenul ăsta tot întârzie. Să mergem până la mare și după aia revenim, că o să vine trenul de partea ala. Trenul ăla a dat întârzie pentru niciun motiv, sincer. Hai că vine în sfârșit. Pe că ăsta de Sibiu, nici nu știu, dar nu e de Sibiu, că e prea devreme. Apoi am vizitat un pic Costineștiul cât am avut timp și aia o fi, ați văzut, am petrecut așa ziua, deci... Fraților, trenul de Oradea era tot așa întârziat foarte tare. 12:32.
urât și și mulți oameni ce se pregătește în depărtare și soft trans-ul. Aer condiționat n-a fost, dar asta e. Haideți că am sosit la tren, deja nu prea mai filmat la stația CFR din Constanța. Mă duc acasă, am luat Astra. Alt video, merem până la Arad. Vă recomand. La București o să mai cobor un pic să mai filmăm. Dar pentru videoclipul de ziua mea și faptul că am mai filmat niște trenuri în Constanța, eu o să-mi iau rămas bun așa frumos de la voi, de la acest video super tare și faptul că m-ai revenit odată aici la mare. Ziceți părerea voastră despre tot ce ați văzut în acest video, așa cum a fost cu trenuri, cu orașul, cu marea și iată că și cu mine că am împlinit 36 de ani. Dați un like, dislike, oricare, pentru că contează, distribuiți mai departe, atingeți clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți, bye! Haideți că înainte să terminăm, totuși aș dori să mulțumesc tuturor care mi-au urat la mulți ani de ziua mea și desigur celor care s-au întâlnit cu mine și au petrecut timpul alături de mine. Aveți grijă de voi, vă doresc toate cele bune, mulțumesc că mă urmăriți și sunteți alături de mine și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Să ne auzim cu bine! Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus. Da, vedeți că acolo Aradu, aia suntem noi. O să plecăm de pe linia 1, mai avem un pic până